Ziua aceasta este o zi de sărbătoare, este o zi binecuvântată și mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care îl avem ca la începutul acestui an să venim și să facem, să fim parte la această sărbătoare a cinei Domnului și a celebra și a sărbători din nou mântuirea noastră a fiecăruia prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Textul din ziua aceasta este din Exodul, capitolul 12. Cunoaștem istoria, chiar dacă o cunoaștem, de fiecare dată trebuie să amintim lucrurile acestea și de fiecare dată să ne aducem din nou aminte că se așterne uitarea. Și am vrea în dimineața aceasta să facem o paralelă, să vedem, după cum am auzit de atâtea ori, Vechiul Testament este umbra. Și închipuiți-vă într-o zi cu soare o persoană care vine și se vede umbra, dar nu vezi încă persoana respectivă. Și dacă ai văzut umbra, te aștepți ca să apară de după colț și persoana în realitate. Ei, ceva de genul acesta este istorisirea sau istoria din ziua aceasta. Scoaterea poporului Israel din Egipt, din robia babiloniană, din robia egipteană, ne arată practic istoria noastră și există un paralelism foarte detaliat în ceea ce privește ieșirea evreilor din Egipt și ieșirea noastră din lumea de păcat. Și vom vedea în dimineața aceasta aceste legături și să avem în minte întotdeauna acele lucruri, acele tipare ale Vechiului Testament care își găsesc împlinirea în Noul Testament. Și dacă nu voi reuși peste toate ca să trec în dimineața aceasta, în mintea dumneavoastră veți putea găsi alte asemănări și alte aplicații a ceea ce s-a întâmplat atunci când poporul evreu a ieșit din Egipt. Așa că haidem să, dacă aveți scripturile în față, o să trecem peste text și vom vedea acele legături, acele umbre cu împlinirea lor în Vechiul Testament. Și primul lucru care vreau să-l menționez este faptul că există în versetul 2 o specificare care poate trece neobservată în vremea respectivă. Și spune așa, în luna aceasta, luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Și s-a repetat de două ori. Și cuvântul lui Dumnezeu le spune că ieșirea lor din Egipt sau viața lor, de fapt începe cu ieșirea lor din Egipt. Dragii mei, în ziua aceasta fiecare din noi recunoaștem că adevărata viață a noastră a început din ziua când l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Noi eram în moarte. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu trăiam pentru Dumnezeu, eram morți față de Dumnezeu. Dar când ni s-a descoperit Domnul Iisus Hristos și am crezut în El, a început viața noastră, am început să trăim. Și este paralela aceasta. Și Moise și Dumnezeu le-a spus, uite, până acum ați fost robi. Ați fost în robie, urmează să ieșiți afară. În noaptea asta, începând cu noaptea asta, va fi cea din tâi zi a voastră. De aici începeți să trăiți o viață nouă. Totul se va schimba. Și haidem să medităm la viața noastră și să mulțumim lui Dumnezeu că și viața noastră s-a schimbat din momentul când l-am cunoscut pe Domnul Iisus. Amin. În momentul când ni s-a descoperit și am crezut în El, toate lucrurile au devenit noi și am început să trăim cu prima zi. Și vreau să vă spun în dimineața aceasta, toți acei care încă nu v-ați întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, încă nu ați început să trăiți. Adevărata viață începe cu cunoașterea Domnului Iisus Hristos și a intra în mântuirea, în protecția sângelui pe care El îl pune la dispoziția noastră. Ăsta este primul gând, prima paralelă și haidem să urmărim textul având în minte lucrul acesta. Va fi ușor pentru mine, va fi ușor și pentru dumneavoastră să parcurgem textul acesta. În al doilea rând,
În noaptea aceea, Moise le spune un lucru extraordinar de important pentru ei. Și de fapt, toate aceste instrucțiuni erau, cum să zic, niște instrucțiuni care trebuiau îndeplinite în tocmai și la timp. Nu era loc de întârziere, nu era loc de discuții, nu era loc de nimic altceva. Toate poruncele care Domnul le-a dat prin Moise în noaptea aceea memorabilă trebuiau să fie duse la îndeplinire în tocmai. Și primul element care ne iese în evidență este faptul că în noaptea aceea Moise le spune: vorbiți întregi adunări a lui Israel și spuneți-le, în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Și intră în scenă mielul care trebuia jertfit. Și haidem să ne uităm la mielul acesta și apoi să facem comparație și să facem paralela cu mielul care a fost jertfit pentru păcatele noastre. Spune aici că mielul trebuia să fie fără cusur, fără pată. Mielul trebuia luat din ziua 10-a, verificat foarte bine, să fie fără nici o problemă. Să fie sănătos, cu vederea bună, să arate bine, totul să fie perfect. Un miel fără de cusur. Mielul fără de cusur urma să fie jertfit, dragii mei, pentru scoaterea lor și vom vedea. Și, dragii noștri, pentru poporul evreu s-a luat un miel fără de cusur, dar pentru noi Dumnezeu a luat o persoană, a venit El însuși. Pentru evrei de atunci, un miel era de fiecare casă. Pentru întreaga omenire, ca să fie mântuită de păcat și din robia păcatului, Dumnezeu a găsit cu cale să vină El însuși la noi. Și Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, veșnic, fără început și fără de sfârșit. Și pentru că nu era modalitate ca să ne scape de păcat și de sub puterea păcatului și nu era cine să ia pedeapsa asupra Lui, pedeapsa noastră asupra Lui, Domnul Iisus Hristos a venit ca un miel. Și vă aduceți aminte că atunci când Ioan Botezătorul boteza în apa Iordanului, la un moment dat apare Domnul Iisus Hristos. Și Ioan îl vede, îl cunoștea, știa, el mărturisea despre lumina care avea să vină. Asta a fost misiunea lui Ioan Botezătorul, să-l prezinte lumii pe Domnul Iisus Hristos și spune, când l-a văzut venind, a spus în auzul întregii omeniri care era acolo adunată înaintea poporului: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Domnul Iisus Hristos a venit ca un miel, fără de cusur, fără nicio pată, fără păcat, desăvârșit. Și când a fost judecat, și când a fost întrebat, și când a fost ispitit, și când a fost pus la încercare, Domnul Iisus întotdeauna a spus adevărul. Domnul Iisus niciodată nu și-a schimbat cuvântul. Domnul Iisus a fost fără nicio vină. În gura Lui nu s-a găsit niciun vicleșug. Viața Lui a fost imaculată, curată, fără de păcat. Însuși Pilat, atunci când L-au adus, pentru ce Te-au adus? Nu înțelegea de ce vrea să iudeii să-L dea la moarte. L-a judecat, L-a întors și pe o parte și pe alta, au dus martori, a văzut că sunt mincinoși. În cele din urmă Pilat a zis: aduceți-mi un vas cu apă. Vreau să-mi spăl mâinile. Omul acesta este nevinovat. Aleluia. Și-a spălat mâinile și spune: sângele Lui să cadă asupra voastră. Și a spus: da. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos este și a fost mielul fără cusur al lui Dumnezeu dat pentru noi.
Pentru fiecare familie din vremea respectivă, și vreau să fac aici o mică paranteză, pentru fiecare familie a spus, luați un miel. În funcție de numărul persoanelor, vedeți câte, cam cât va ajunge, dar cât poate mânca. Dacă mielul este prea mare, nu sunt destui, mergeți la vecinii voștri și mâncați împreună mielul acesta. Și mi-am întrebat, citind, dar dacă vecinii erau certați și nu puteau să meargă să ia, să mănânce împreună, ce se întâmpla? Închipuiți-vă, zicea, ia mielul dacă sunt, e prea mare și ai, ia-l pe vecinul, du-te la vecinul de acolo. Ce presupune lucrul acesta? Normal că ei, în tensiunea evenimentelor, în lucrările care le aveau, nu mai aveau grijă ca să aibă nu știu ce de rezolvat, pentru că era viața lor în joc, dragii mei, și lucrurile trecătoare ale vieții erau minore, erau lipsite de importanță față de evenimentul care avea să se întâmple. Toți știau, în noaptea aceea, trebuiau să mănânce, trebuia să urmeze toate instrucțiunile și noaptea aceea trebuiau să treacă. Dragii mei, și noi suntem într-o călătorie. Și atât este de important când ne adunăm la cina Domnului, să ne adunăm în pace. Aleluia. Să putem vorbi cu vecinul nostru, cel care stă lângă noi. Să putem a ne uita în ochii fiecăruia. Să nu avem absolut nimic cu nimeni. Să ne fie așa conștiința curată, în măsura în care putem. Și aș vrea în ziua aceasta să reținem lucrul acesta, că mielul în seara aceea a adus unitate. Nu era nimic mai important decât ieșirea, decât sărbătorirea, decât evenimentul. Pentru noi astăzi, dragi frați și surori, noi sărbătorim jertfa Domnului Iisus Hristos, luăm parte la masa Domnului, ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Și lucrul acesta trebuie să fie așa de important încât să pălească orice altceva cu care noi suntem preocupați și care ne-ar interesa. Nu credeți că ar fi cazul să revizuim atitudinea noastră atunci când mielul este de față? Aleluia. Mielul, am spus că este fără cusur. Domnul Iisus Hristos, fără păcat, fără cusur. Următorul lucru care ni se menționează aici și este extrem de important și spune așa, să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia. Era ziua 10-a, trebuia luat, ziua 14-a, 4 zile trebuia să stea în casă, trebuia să fie cu cei care erau acolo. Și nu știu cum sunteți, dar un miel când te gândești că trebuie să fie junghiat, nu știu dacă cineva o face cu o inima tare deschisă. Pentru că mielul este nevinovat, se uită la tine, este frumos. Nimeni n-ar junghia. Și acum o mică paranteză, poate nu era cazul, dar țin minte când eram mic și trebuia câteodată tata să junghie câte un miel, niciodată nu o făcea ca să-l vedem. Aveam grijă de el, îl hrăneam și deodată dispărea. Nu știam când a fost junghiat. Ca să ne cruțe de durerea aceea despărțirii, ca să nu vedem lucrul acesta. Și intervine acum ideea aceasta de atât de grea când cineva trebuie să producă un rău altcuiva și știau toți că mielul trebuia să fie junghiat ca ei să fie scăpați. Și cu toată durerea, porunca era ca în seara aceea, în ziua 14-a, fiecare să ia un miel și să-l junghie. Odată cu cumplântarea cuțitului, curge sângele.
Și sângele acesta era ceva foarte prețios și instrucțiunile erau foarte clare ce să facă cu sângele mielului. Trebuia să-l strângă într-un vas, să ia un mănunchi de isop, niște plante, mai ca un fel de perie, ceva de genul acesta. Și sângele acesta, din vasul respectiv, trebuia să ia cu mănunchiul acela de frunze, de plante, și să ungă ușor ușii. Și acum, atenție! Instrucțiunea a fost ca sângele să fie aplicat pe pragul de sus și pe stâlpii laterali. Și a spus, nu pe pragul de jos. Nu pe pragul de jos. De ce? Pe pragul de jos era posibilitatea ca cineva când intră sau iese din casă să calce în picioare sângele acela. Sângele a fost foarte prețios, pentru că odată aplicat pe ușorii ușii, era semnul scăpării, era semnul vieții. Și îngerul nimicitor care a fost trimis avea porunca ca în noaptea aceea grea de pedeapsă pentru evrei, pedeapsă care trebuia să fie, pedeapsa lui Dumnezeu s-a răspândit peste toți, dar evreii au avut modalitatea de scăpare, pedeapsa de fapt a fost pentru egipteni pericolul. Și instrucțiunea a fost că îngerul nimicitor în noaptea aceea avea să treacă peste fiecare casă din Egipt, fiecare casă, fiecare casă. Și unde nu era sângele aplicat pe ușorii ușii și pe toc, pe tocuri, pe stâlpii ușii, îngerul nimicitor și întâiul născut trebuia să moară. Și în noaptea aceea, orice născut dintr-o familie, dintre animale, tot ce era întâi născut, închipuiți-vă lucrul acesta, pe toată întinderea Egiptului, în noaptea aceea, trebuia să moară. Dragii mei, acum să facem paralela la noi. Noi eram sub pedeapsă. Noi eram în păcat. Și pedeapsa lui Dumnezeu însemna moartea pentru noi. Plata păcatului este moartea. Noi am moștenit de la Adam și Eva, am moștenit natura aceasta păcătoasă. Și Dumnezeu, în îndurarea Lui, de-a lungul veacurilor, a instituit prima jertfă, primele jertfe aici, după aceea sistemul de jertfe, ca întotdeauna să cruțe omul și întotdeauna să găsească un substitut, un locuitor. În noaptea aceea, pentru fiecare familie de evrei, s-a găsit melul acela care trebuia să fie junghiat și datorită sângelui ceilalți din casă să fie iertați, să fie cruțați și pedeapsa lui Dumnezeu trebuia să treacă pe deasupra. Și de fapt Paștele asta înseamnă a trece peste, a vedea sângele și îngerul nimicitor a trecut mai departe. Nu aici, nu aici, nu aici. Pentru că era semnul legământului, era semnul sângelui. Noi eram sub aceeași pedeapsă. Și sistemul de jertfe, oricât de temporar și lung a durat, a fost un substitut și Dumnezeu tot a cruțat omenirea și evrei în mod deosebit, pentru că s-a descoperit lor întâi și apoi trebuia să se descopere celorlalți. Dar sistemul acesta de jertfe avea în vedere să ducă la marea jertfă a Domnului Iisus Hristos. Aleluia. Pentru că sângele țapilor și a mieilor nu puteau șterge păcatele, erau doar acoperite. Trebuia să vină Domnul Iisus Hristos, mielul fără de cusur, și să plătească în locul nostru și să moară în locul nostru și prin sângele Lui
noi să căpătăm iertarea. Dumnezeu este drept. Păcatul trebuie pedepsit. Nu era cine să poată duce și să ia povara aceasta. Și din dragoste pentru noi a venit în lume Domnul Iisus Hristos, care ne-a înlocuit pe fiecare din noi în moarte. Pedeapsa lui Dumnezeu a lovit peste Domnul Iisus Hristos. El a fost răstignit, a fost străpuns, mâinile lui, picioarele lui, din fruntea lui a curs sânge. Și sângele acesta ne-a scăpat și ne scapă pe noi în vremea aceasta. Și din cauza aceasta noi ne găsim aici. Să sărbătorim marea jertfă a Domnului Iisus Hristos, mântuirea care ne-a fost dată. Și am văzut mielul fără de cusur, am văzut sângele care a fost vărsat, să ia din sânge, să ungă amândoi stâlpii. Și spune acolo în continuare, am vorbit lucrul acesta, sângele, următorul lucru care vreau să-l amintesc este legat de carne, ceea ce trebuia să se facă cu mielul. Și spune așa, carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă în foc, și anume să o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Era familia adunată, mielul era acolo, trebuia carnea aceea să fie friptă în foc. Ce simbolizează lucrul acesta și care este paralelismul cu Domnul nostru Iisus Hristos? Focul presupune suferință, focul presupune durere. Și, dragii mei, pentru mântuirea noastră, Domnul Hristos a suferit. Noi trebuia să suferim, dar în locul nostru a suferit Domnul Iisus Hristos. A suferit batjocoră, a suferit durere, a suferit scuipat, i s-a pus o coroană de spini pe cap, a fost bătut în batjocoră, a fost întins pe lemnul crucii, piroanele au străpâns mâinile și picioarele. Și Domnul Iisus Hristos a suferit enorm. Toată pedeapsa pentru păcatele omenirii a fost aruncată asupra Domnului Iisus Hristos. Toată suferința și ceea ce trebuia noi să îndurăm a fost aruncată asupra Domnului Iisus Hristos. Ca eu și tu în ziua aceasta să ne aducem aminte cine ne-a izbăvit și cine a plătit prețul păcatelor noastre. Domnul Iisus Hristos a suferit și a frige mielul în foc, ne duce cu gândul la suferința mare pe care a îndurat-o Domnul Iisus Hristos. Dar este un amănunt care uneori poate ne trece cu vederea. Ni se spune că carnea trebuia să fie friptă și mâncată cu azim și cu verdețuri amare. Și veți vedea, dacă sunteți curioși, toate instrucțiunile celelalte, când trebuia să fie prăznuit Paștele și sărbătorit Paștele, erau instrucțiuni clare, pentru că și Domnul Iisus, când s-a întâlnit, toate aceste lucruri le-a trecut în revistă și toate aceste lucruri știa că El acum preia legământul vechi cu legământul nou. Și El trebuia acum să fie mielul de jertfă pentru păcatele omenirii. Și ceea ce vreau să spun, azimile și verdețuri amare trebuiau să și simbolizează, de fapt, suferința îndurată, verdețurile amare, să vă aduceți aminte cât de greu a fost în Egipt. Și praznicul trebuia să fie luat cu verdețuri amare să-și aducă, ca nu cumva să-și aducă aminte, să nu-și aducă aminte și să uite de robia care a avut-o în Egipt. Iar azimile, fără drojdie, fără aluat, azima știți foarte bine că nu are drojdie și drojdia, aluatul, este simbolul păcatului, a necurăției, a ceea ce crește și crește. Și pentru noi astăzi, în vremea aceasta, când ne adunăm la cina Domnului, este o sărbătoare, este o bucurie pentru noi.
Dar în același timp trebuie să ne aducem aminte de timpul trecut și să ne pară rău de timpul care l-am trăit fără Hristos. Să ne pară rău de timpul când am fost departe de Hristos. Să ne pară rău de păcatele care poate le-am mai săvârșit, greșelile pe care le-am săvârșit. Este într-adevăr bucuria iertării, dar praznicul acesta și instrucțiunile a fost: luați mielul fript în foc, mâncați-l cu azim, să nu uitați niciodată, și cu verdețul amare, să nu uitați viața amară de acolo. Și noi suntem chemați în ziua aceasta, dragii mei, să ne aducem aminte cine eram fără de Domnul Hristos. Ce puteam fi dacă nu-L cunoșteam pe Domnul Hristos? Unde ar fi fost viața noastră dacă nu ni s-ar fi descoperit Domnul Hristos? Și în momentele acestea, când ne împărtășim și când medităm la toate aceste lucruri și la toate aceste paralelisme, trebuie să ne pară rău de viața și timpul pierdut fără folos. Trebuie să ne pară rău că nu am trăit asemenea standardului și standardelor Domnului Iisus Hristos. Și ziua aceasta este ocazia când putem veni înaintea lui Dumnezeu să căpătăm îndurare, să căpătăm iertare și să putem sărbători cu inima veselă și deschisă mântuirea noastră a fiecăruia. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript în foc. Versetul 10, să nu lăsați nimic, un alt paralelism. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și dacă rămâne ceva să fie ars prin foc. Care ar fi aplicația, dragii mei? Mielul s-a dat ca să fie luat. Mielul s-a dat ca să fie luat. Aplicația și paralelismul pentru noi astăzi este acela că odată ce Domnul Iisus ni se oferă nouă, trebuie să-L primim în întregime. Când ni se descoperă Domnul Iisus Hristos, când ni se descoperă mântuirea, când suntem chemați ca să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, noi trebuie să-L primim astăzi. Să ne deschidem inima astăzi, ca El în toată plinătatea puterii transformatoare a Lui să poată intra în sufletul nostru, să nu lăsați nimic. Domnul Iisus Hristos trebuie primit cu o inimă deschisă în toată inima noastră, în toată casa noastră. Și în felul acesta este ideea aceasta, să nu lăsați nimic, să-L consumați tot, să fie mâncat tot. Următorul lucru, când veți mânca, un alt paralelism, și s-a amintit în dimineața aceasta, există o anumită poziție, o anumită stare, sunt anumite cerințe atunci când mâncăm și facem paralelismul acesta la ceea ce sărbătorim noi astăzi. Și spune așa acolo, când veți mânca să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. Dragii mei, evreii de atunci trebuiau să împlinească, să fie îmbrăcați cu mijlocul încins, gata de plecare. Noaptea aceea trebuiau să plece. Mijlocul încins, știm foarte bine care sunt semnificațiile și paralelismul acesta. Și noi când venim la masa Domnului, trebuie să venim pregătiți. Mijlocul nostru trebuie să fie încins cu adevărul. Să fim încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Relațiile noastre să fie corecte. Sunt anumite cerințe care sunt absolut necesare atunci când noi ne adunăm ca să sărbătorim cina Domnului. Cei de acolo trebuiau să facă lucrul acesta cu exactitate. Dragii mei, aceleași lucruri se cer și nouă astăzi când participăm la sărbătoarea aceasta de a ne împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului. Și spune așa cuvântul Domnului, noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face astfel judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Dragii mei, sângele, în versetul 13, sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu va nimici nicio orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Am spus și repet din nou,
sângele era mijlocul prin care erau cruțați cei din țara, evrei din țara, Egiptului. Trebuia și spunea acolo, unde nu este sângele, este pedeapsă. Și vreau în dimineața aceasta, fiecare din noi să ne aducem aminte. Am mai pomenit lucrul acesta și trebuie să accentuez, că și în Biblia și în textul nostru se accentuează de multe ori. Pedeapsa trebuia să fie peste noi. Pedeapsa a luat-o Domnul Iisus Hristos în locul nostru. Și noi am fost cruțați. Nimicirea nu a venit peste noi. Și noi suntem destinați a binecuvântării și vieții, a părtășiei și a veșniciei împreună cu Dumnezeu. Păcatul a pus despărțirea aceasta. Sângele Domnului Iisus Hristos a fost dat ca noi să fim izbăviți de pedeapsa păcatului și în felul acesta noi să trăim și să nu murim. Și asta celebrăm noi în ziua aceasta. Noi sărbătorim mântuirea noastră. Și ori de câte ori luăm din pâinea aceasta, care simbolizează și reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos, noi avem viață și prin El, prin jertfa Lui, trăim. Sângele ne asigură protecția Domnului Iisus Hristos. Și noi, datorită Domnului Iisus Hristos, avem viață și noi sărbătorim lucrul acesta, după cum ne este menționat aici în versetul 14, un alt paralelist și zice, pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, să prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Din cauza aceasta și Domnul Iisus Hristos, în noaptea când a fost vândut, în noaptea aceea deosebită, în noaptea aceea când a spus, am dorit foarte mult să mănânc Paștele acesta cu ucenicii mei, a luat mielul, a trecut în revistă tot ceea ce noi am pomenit în ziua aceasta și el știa că nu peste multă vreme va fi adus ca jertfă și sângele lui va fi vărsat pentru mântuirea celorlalți. Și a instituit noul legământ și spune, luați, acesta este trupul meu, luați și beți, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou pentru iertarea păcatelor. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Din cauza aceasta, noi în fiecare lună ne adunăm ca să sărbătorim jertfa Domnului Iisus Hristos și ceea ce a făcut El pentru noi. Și vrem în ziua aceasta, aducându-ne aminte de toate aceste lucruri, care s-au petrecut cu poporul evreu, dar de fapt acestea pe plan spiritual au paralelismele și împlinirea lor a fost cu noi astăzi, în vremea aceasta, când Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a ales să-L dea pe Domnul Iisus Hristos ca melul de jertfă, fără cusur, pentru mântuirea noastră. Și noi suntem chemați să participăm la evenimentul acesta. Ideea este că nu putem participa oricum. După cum au fost cerințe foarte precise cu cei care trebuiau să ia parte și să mănânce din mielul respectiv, tot așa, dragii mei, și noi avem aceste cerințe. Din cauza aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Pavel că ori de câte ori vă adunați, trebuie să ne cercetăm, trebuie să venim înaintea Domnului cu păcatele noastre, cu greșelile noastre, cu viața noastră, să ne mărturisim, să cerem sângele Domnului care să ne curățească și cred că am făcut-o lucrul acesta dimineață, am avut timp suficient să o facem și cred din toată inima că în ziua aceasta fiecare din noi vom sărbători cina Domnului, vom sărbători și vom participa luând din azim și din rodul viței cu un cuget curat, în așa fel încât Dumnezeu să fie proslăvit și numele Domnului să fie binecuvântat. După cum cei care au participat la Paștele acesta vechi testamental, li s-a promis o țară nouă, o nouă viață, la fel și nouă ni se promite viață, la fel și nouă ni se promite o veșnicie împreună cu Domnul Iisus Hristos.
Domnul Iisus spune, nu voi mai bea din vinul acesta, din rodul viței, până va fi nou în împărăția lui Dumnezeu. Avem promisiunea reîntâlnirii cu Domnul nostru Iisus Hristos. Suntem în călătorie, suntem sub protecția sângelui Domnului Iisus Hristos, trebuie să ascultăm de poruncile Domnului Iisus Hristos, având promisiunea unei veșnicii împreună cu Domnul Iisus Hristos. Nu vreți lucrul acesta? Cred că fiecare din noi vrem. Și în ziua aceasta am vrut să scot în evidență paralelismul acesta, pentru că istoria evreilor din Egipt este istoria noastră. Ei erau în Egipt în robie, noi eram sub robia păcatului. Am fost mântuiți, ei au fost mântuiți prin sângele mielului, noi am fost scăpați prin sângele fără cusur al Domnului nostru Iisus Hristos. Să prețuim jertfa Domnului Iisus Hristos și să binecuvântăm numele Său și să binecuvântăm pe Domnul care ne-a pus la dispoziție o mântuire așa de mare și în ziua aceasta avem harul acesta să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Și Domnul Iisus să ne binecuvinteze pe toți la lucrul acesta. Amin.